Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vita Biserica Domnului Iisus, în prima parte a serviciului divin, avem studiu biblic din Corinteni. În perioada aceasta am ajuns la capitolul 14. Cu o duminică în urmă, am vorbit despre aspecte generale în capitolul 14 din 1 Corinteni și în această dimineață vom continua. În dimineața aceasta ne vom concentra asupra unei idei care, asemenea unui fir roșu, traversează capitolul 14. Ca oricare alt loc din Biblie, 40 de versete are capitolul 14, poate fi privit din multe perspective. Intenția mea este să pun în evidență faptul că Apostolul Pavel, scriind această scrisoare către Biserica din Corint, scrie această parte a scrisorii, respectiv capitolul 14 numit de noi, cu scopul să facă ordine folosind principiul importanței sau eficienței. Voi folosi în această dimineață cuvântul importanță cu sensul de eficiență. Metoda lui Pavel să organizeze biserica și activitățile spirituale din biserică este folosind principiul importanței, al eficienței. Observați, vă rog, că principiul acesta, principiul importanței, creează priorități, folosind selectivitatea, selectând în felul acesta tot ce se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care au impresia că în Biserica lui Dumnezeu nu trebuie selectat ce se întâmplă și trebuie făcute așa. Apostolul Pavel ne învață că el a selectat lucrurile făcute în biserică după principiul importanței. Repet, nu uitați că mă refer la importanță datorită eficienței. Și așa cum spuneam data trecută, de 7 ori apostolul folosește cuvântul zidire și spune el, toate lucrurile făcute trebuie să zidească. Cele care zidesc mai puțin trebuie făcute mai rar și într-un timp mai scurt. Cele care nu zidesc deloc trebuie eliminate. Dar dacă se supără cineva, nu o să condamnăm sute de oameni să-și piardă vremea aici fără să fie zidiți că se supără cineva. Apostolul Pavel nu încurajează organizarea unei biserici în funcție de mofturile cuiva sau în funcție de felul în care cineva s-a obișnuit greșit în viața personală sau dintr-o biserică locală de unde a venit. El spune, lucrurile care zidesc trebuie făcute. Cu cât zidesc mai mult, cu atât trebuie făcute mai mult, mai des și pentru o perioadă mai lungă. Observați, vă rog, că el pune în evidență câteva principii ale importanței, repet, eficienței. Și primul dintre ele este următorul. Propria persoană este importantă în mântuire, nu cei din jur, în primul rând. Propria persoană este cea mai importantă din punct de vedere al mântuirii, nu cei din jur. Deci, atunci când ești slujit, trebuie să te ocupi în primul rând de mântuirea personală. Priviți, vă rog, versetul 25. Al doilea principiu. Cei din jur sunt mai importanți în slujire, nu propria persoană. În aspectul mântuirii, persoana mea, din punctul meu de vedere, este mai importantă decât oricare alt om. Atunci când mă gândesc la mântuire, mă gândesc în primul rând la mântuirea mea. Pentru că mântuirea mea, din punctul meu de vedere, este mai importantă decât mântuirea oricărei ființe de pe pământ. Însă, atunci când eu slujesc,
nu mai mă gândesc la mine, ci trebuie să mă gândesc la cei din jur. Și apostolul Pavel spune următorul lucru: atunci când slujești, inclusiv prin manifestarea revelației divine, prin prorocire sau vorbire în limbi, nu sluji ținând cont de nevoile tale, ținând cont de tine. Pe tine uită-te în slujire, ci ține cont de cei din jur. Adevărul este că uneori oamenii confundă mântuirea cu prioritate ei înșiși, eu însumi, și slujirea cu prioritate cei din jur. Niciun om nu ar trebui să slujească ținând cont de gusturi personale. Este ca și cum mergi în vizită la cineva, te invită la masă, dar te obligă să mănânci o mâncare care lui îi place, dar dumitale nu. Atunci când slujești altora, trebuie să slujești după gustul lui Dumnezeu, care știe ce trebuie altora. Slujirea trebuie să țină cont de ceilalți. Predica mea nu trebuie să răspundă nevoilor mele. Și la sfârșit, dacă mă întrebați de ce ai predicat așa, să spun: dar mie așa îmi trebuie. Pentru că eu nu îmi predic mie. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, lămurește problema atunci când spune: și fiecare slujește spre binele celorlalți. Cel care vorbește în limbi, cel care prorocește, vorbirea limbii e o excepție pentru că e împărțită în două: personal, când nu-i tălmăcită, și publică, când e tălmăcită. Este singura slujire care este împărțită în două. Are și caracter privat, netălmăcită, și atunci e privat. E pentru tine, ca individ. Și nu ai dreptul să treci dincolo de domeniul privatului. Și publică, când este tălmăcită, făcând oficiu de prorocie, fiind asemenea prorociei, fiindcă trece dincolo de interesul personal, făcându-se inteligibilă prin tălmăcire. Al treilea principiu: lucrurile care zidesc propria persoană sunt mai importante decât lucrurile care zidesc pe alții din punct de vedere personal. Lucrurile care zidesc propria persoană sunt mai importante decât cele care zidesc biserica din punct de vedere personal. Dar, al patrulea principiu spune că lucrurile care zidesc pe alții sunt mai importante decât cele care zidesc propria persoană din punct de vedere public. Cu alte cuvinte, atunci când eu mă rog acolo, în bancă, fiindcă pastorul invită adunarea să se roage în comun și fiecare se roagă pentru el, pentru problemele lui, atunci eu nu mă concentrez asupra adunării, ci mă concentrez asupra persoanei mele și asupra familiei mele. Sigur, și asupra Bisericii lui Dumnezeu. Dar în mod special, eu mă rog pentru mine. E o rugăciune a fiecărui om. Când sunt invitat la microfon să spun o benedicție, să binecuvintez adunarea, să înalț pe Domnul, să conduc adunarea în rugăciune, rugăciunea mea nu mai e rugăciunea personală de pe bancă. Că nu de-aia m-a chemat fratele să audă cum mă rog eu. Atunci eu mă rog în numele la toată comunitatea. Accentul rugăciunii se schimbă. Direcția rugăciunii se schimbă. Nu mai spun Dumnezeul meu, ci spun Dumnezeul nostru. Nu mai spun ascultă-mă, spun ascultă-ne. Pentru că eu mă rog în dreptul la sutele de oameni prezenți în sanctuar. Un om născut din nou, atâta lumina trebuie să aibă când slujește. Atunci când faci o slujbă de la microfon, ea trece dincolo de domeniul privat și trebuie îndreptată înspre fiecare persoană din adunare. Ea e publică, nu mai e privată, nu mai personală. Principiul numărul 5: lucrurile care zidesc mai mult sunt mai importante, de aceea trebuie făcute primele, trebuie făcute des și în mare măsură, decât lucrurile care zidesc mai puțin și sunt mai ineficiente. Observați, sunt oameni cărora le place muzica și ar vrea din 2 ore de slujbă divină să cântăm 1 oră și jumătate, 5 minute colecta, 5 minute anunțurile și 20 de minute să predicăm. Întrebarea mea: din punct de vedere al împărăției, e mai importantă muzica decât predica? Cu respect, fras cântăresc, nu.
Muzica este foarte importantă, dar dacă o compar cu predica, cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, Evanghelia, predicarea Evangheliei este importantă. Asta nu înseamnă că noi eliminăm muzica, nici vorbă. Numai că fiecare are locul specific în program, în slujba divină. Apostolul spune, uitați-vă la ce zidește, nu la ce încântă, nu la ce creează entuziasm, nu la ceea ce se potrivește cu gusturile oamenilor, ci la ce zidește spiritual. Principiul numărul 6. Darurile spirituale sunt importante. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, versetul 3. Darurile spirituale sunt importante. Ele trebuie manifestate. Capitolul 14 face ordine în domeniul darurilor, dar nu numai că nu le elimină, dar nici nu le descurajează. Dar le și încurajează. Pavel le încurajează spunând în primul rând, eu însumi vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, și apoi de câteva ori spune, nu descurajați vorbirea în limbi, nu eliminați, nu opriți, că nu faceți bine. Darurile spirituale sunt importante. De ce? Dacă vă așteptați în această dimineață de la mine ca om să aduc ceva în slujba divină, dar să nu vă așteptați de la Dumnezeu să aducă ceva. Dacă vă așteptați de la mine să contribui la ridicarea bisericii, dar să nu vă așteptați la Dumnezeu să-și ridice biserica, ce este omul despărțit de marea putere a Domnului care se manifestă? Nu uitați, slujbele creează autoritate. Nu uitați, caracterul creează mărturie, roadă. Însă de asemenea nu uitați că manifestarea darurilor creează putere. Poți să ai în biserică multă autoritate prin slujitori, dar să nu ai putere pentru că lipsesc darurile. Darurile dau putere bisericii, slujbele dau autoritate bisericii și caracterul dă mărturie, dă roadă bisericii. Aceasta este învățătura Scripturii. Ea nu poate fi adevărată doar pe sfert sau doar pe jumătate. Când se desfințează un lucru, nu se oprește jumătate din el. Atunci când vorbim despre daruri, cred că este bine să menționez următorul lucru. Se citează cu o motivație, poate nu cu motivație, dar cu un scop greșit, un verset din Proverbe 29:18. Unde cuvântul Domnului spune așa, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul e fără frâu. Și tot timpul versetul acesta biblic se citează cu privire la prorocire. Frați și surori, versetul acesta, când a fost scris, nu s-a referit la prorocie. S-a referit la orice formă de descoperire dumnezeiască. Biblia este însumarea revelației divine? Este descoperire dumnezeiască Biblia sau nu? E descoperirea mea sau a lui Dumnezeu? E a cultului penticostal sau baptist sau a lui Dumnezeu? E a lui Dumnezeu. E descoperire dumnezeiască? Da. Cum își permite cineva să spună că doar prorociile actuale, prezente, sunt descoperire dumnezeiască? Și dacă nu e o prorocie într-o zi, noi suntem fără frâu. Oameni buni, cine are Biblia nu-i fără frâu. Cine are Scriptura și o respectă, nu este fără frâu. Asta nu înseamnă că cine are Scriptura întoarce spatele continuării revelației divine. Dar veți întreba, de ce mai e nevoie de revelație dacă o avem? Cred că este mai bine să vă citesc. Versetul 3. Cine prorocește, observați care este scopul prorociei, ca să nu ne încurcăm. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire. Nu aduce nicio descoperire, ci doar zidește. 2. Sfătuire. Nu aduce nicio descoperire, ci doar sfătuiește. 3. Mângâiere. Nu este vorba neapărat de continuarea canonului biblic. Mai adăugăm încă o carte a 67-a prin niște descoperiri extraordinare. Nu. Scopul prorociei este să te zidească. Dacă în această dimineață se ridică o persoană născută din nou și spune așa, bărbatule, Dumnezeu te iubește
Dumnezeu este cu tine în situația aceasta critică. Tu ești frământat de niște probleme de familie, dar Dumnezeu îți cunoaște problemele și dreapta Lui biruitoare este de partea ta. Nu mi-a adus nicio noutate, știu din Biblie că Dumnezeu e cu mine, dar întreb, această reconfirmare mă zidește sau nu? Desigur. Cum este sfătuirea? Bărbatule, vin încă o dată la tine și ți-atrag atenția asupra felului în care trebuie să slujești. Fii mai responsabil, fii plin de râvnă și înțelege că ești aici pus în fața poporului ca o pildă. Eu știu lucrurile astea din Biblie. Biblia mi le spune, dar când vine Dumnezeu și mi le aduce aminte, mă cutremur, altfel sună în urechea mea, e o sfătuire. Sfătuire nu înseamnă neapărat că ți se spun lucruri noi, și asta, dar înseamnă că ți se aduc aminte lucruri vechi. Dacă părinții ne-ar sfătui doar lucruri noi, ne-ar spune odată și gata. Care părinte a spus doar o singură dată un lucru copilului și a doua oară nu i-a mai spus? Cine le mai știe numărul? Apoi, spre mângâiere. Să nu mai repet exemplul. Observați care este scopul prorociei. Întrebarea mea este următoarea. Prorocii mari și mici din Vechiul Testament care au prorocit, au prorocit doar cu scopul acesta? A fost o slujbă de proroc, nu un dar de proroc. Doar pentru asta au prorocit? Doar pentru zidire, sfătuire și mângâiere? A adus revelație în plus? A adus. A adus descoperire în plus? A adus. Atunci când se citează versetul acesta din Proverbe, capitolul 29, versetul 18, poporul este fără frâu în absența descoperirii dumnezești, nu se referă la prorocia ca manifestarea darului de prorocie pe care o spune cineva născut din nou în numele Domnului în biserică astăzi. Sigur, și aia, și la aia se referă, dar nu doar la aia. Pentru că baza revelației divine este în Scriptură. Noi nu verificăm Scriptura cu prorociile, ci verificăm prorociile cu Scriptura. Aceasta este baza. Aceasta este sursa. Aceasta este unitatea de măsură. Nu ce spune cineva în numele Domnului, nu ce învață cineva în numele Domnului, pentru că și prorocia poate fi greșită, sunt trei surse, Dumnezeu, diavolul și mintea umană. După cum învățătorul poate greși, de aceea și ce predica Pavel, cei din Berea verificau cu Scriptura. Dacă Pavel a trebuit verificat cu Scriptura, cu atât mai mult predicatorii contemporani trebuie verificați cu Scriptura, dar nu numai predicatorii, și prorocii. Noi nu verificăm prorocia ca să o eliminăm și nici nu o verificăm ca să o descurajăm și nici nu o verificăm ca să o anchetăm. Și așa cum se face la aeroport, te verifică ca să nu duci bomba, cu același scop verificăm și noi prorocia, să nu vină bomba în adunare și să nu rupă sufletul fraților și să nu dezbine și să nu aducă sunet greșit, să spună gata și poporul să fugă și să nu fie gata. Sau să spună stop și să nu fie stop. Prorocia, ca și învățătura, trebuie să aducă un mesaj clar, lămurit și adevărat. El trebuie cercetat, dar nu investigat. Noi nu suntem poliție care facem investigații. Noi doar evaluăm după Scriptură dacă mesajul este compatibil. Trebuie să facem asta. Scriptura spune judecați, nu în sensul de anchetat, ci în sensul de verificat. Al șaptelea principiu de selecție este prorocia este mai importantă decât cine? Decât vorbirea în limbi. Pentru că în capitolul 14 ele două sunt puse în comparație. De ce este prorocia mai importantă, ca și eficiență vorbesc, decât vorbirea în limbi? Uitați de ce. Prorocia se rostește în limba maternă, în limba învățată de la mama a poporului. Cu alte cuvinte, noi suntem o biserică de limbă română. Prorocia este o descoperire dumnezeiască spusă în limba română. De genul, poporule, așa vorbește Dumnezeu. Și în limba română se spune un mesaj. Asta este prorocie. Vorbirea în limbi este un mesaj spus într-o limbă străină, neînțeleasă de noi românii și nici de cei ce știu engleza.
Și pentru că nu este înțeleasă, nu trebuie spusă public. De ce spui public un lucru pe care nu-l înțeleg oamenii? Vrei să par spiritual? Nu. Păi da, atunci de ce? Ce ar fi să vorbești și eu într-o limbă pe care nu o înțelege nimeni? Și la sfârșit să spuneți, ce bine ai predicat. Sigur, oamenii vorbesc în limba înțeleasă de ascultători. De aceea vorbirea în limbă, dacă nu-i tălmăcită, ea nu poate deveni publică. Pentru că Pavel spune, de ce o faci publică dacă nu înțeleg oamenii? Care ți-e scopul? Vorbirea în limbi este o problemă absolut personală a omului și a lui Dumnezeu, dacă nu este tălmăcită. În momentul în care ea este tălmăcită, capătă caracter de prorocie și devine publică. Poporul trebuie neapărat să audă, pentru că dintr-o dată este o descoperire făcută în limba maternă prin intermediul, prin mijlocirea darului de tălmăcire. Să nu puneți semnul egal între tălmăcire și traducere. Pentru că traducere înseamnă să traduci cuvânt cu cuvânt. Tălmăcire înseamnă să traduci ideea, înțelesul revelației lui Dumnezeu. Prorocia este mai importantă pentru că aduce informație fiind rostită în limba comunității. Doar pentru asta, nu din alt motiv. Vorbirea în limbi nu trebuie să devină publică dacă nu este tălmăcită. Și mai spun încă o dată exemplul pe care l-am spus de cel puțin 3-4 ori până acum în această adunare. Să presupunem că un credincios, frate sau soră, la rugăciunea pe care am avut-o de la 9 la 10, intră în prezența Domnului, se bucură de Domnul și îi vine vorbirea în limbi. Și el spune, nu am voie să vorbesc în limbi în adunare. Ba da, ai voie. Acolo cum stai și te rogi în bancă și vorbești cu Dumnezeul tău, dacă îți vine vorbirea în limbi de la Duhul, lasă-o să curgă. De ce? Uite de ce. Versetul 2. Cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, de aceea nu poate deveni publică. Nu mi-o spune mie că nu-i pentru mine, ci vorbește lui Dumnezeu. El cu Duhul spune taine și el se zidește pe sine. Să te oprească pastorul să te zidești? Păi ce fel de pastor e ăla? Scopul meu este să te zidesc, să te ajut la zidire, să te încurajez la zidire și să contribui la zidire. Eu te încurajez dacă îți vine vorbirea în limbi în bancă, atenție, nu la microfon, în bancă, dă-i drumul și bucură-te, zidește-te. Pentru că e private, e pentru dumneata, zidește-te. Dacă e tălmăcită de dumneata sau de alt credincios, dintr-o dată tălmăcirea trebuie spusă de aici. Pentru că ea capătă caracter public fiind adusă în limba înțeleasă de oameni. Dacă nu-i înțeleasă de oameni, spune acolo. Dar dacă vii la microfon, spui în limbi, vorbești în limbi și nu tălmăcești, te întreb eu, cum îți permiți să faci asta față de acest popor care a venit aici să audă un sunet lămurit? Pavel spune următorul lucru. Prefer când vin la voi să vă spun câteva cuvinte în limba înțeleasă, cuvinte lămurite, care dau un sunet clar de luptă. Nu să vă spun mii de cuvinte pe care nu le înțelegeți. Vă uitați la mine și spuneți, domne, ce spiritual este ăsta. Foarte spiritual. La alegerile viitoare îl facem păstor. Și poate chiar cu scopul ăsta fac ce fac. Învățătura Bibliei e clară. Vorbirea în limbă netălmăcită este între credincios și Dumnezeu. E privată. Dar când ajungi la microfon sau când conduci adunarea în rugăciune, să presupunem că omul acela care a vorbit în limbi e invitat acum la microfon, precum a fost invitat pastorul Laurențiu Murg, să vină și să conducă adunarea în rugăciune. Poate foarte bine credinciosul în bancă să facă lucrul acesta între el și Dumnezeu, dar când vine să conducă adunarea, nu mai poate să facă asta dacă nu tălmăcește. Pentru că dintr-o dată rugăciunea este auzită și înțeleasă de popor. Și Pavel pune o întrebare. Cum să spun eu amin dacă nu înțelegi ce spui? Ce-ar fi să spun amin, amin și dumneata cine știe ce spui acolo? Spui, Doamne, distruge adunarea și eu spun amin. Păi dacă nu înțeleg ce spui, cum mă pui să semnez dacă nu știu ce semnez? Lasă-mă să citesc hârtia și dedesubt semnez. Dar dacă n-am citit hârtia, mă pui să semnez așa pe din afară? Dacă ai scris acolo că vreau să fiu omorât și eu semnez. Semnătura mea mă face responsabil de ce este deasupra ei. Aminul meu înseamnă că am înțeles ce s-a spus și sunt de acord cu ce s-a spus. De aceea nu pot spune amin decât de la ce înțeleg. Ce să înțeleg dacă vorbești într-o limbă necunoscută de mine? Tălmăcești-o? Înțeleg mesajul?
îmi folosesc discernământul dat de Domnul și luminat de Duhul Sfânt și dacă consider că e compatibil cu Biblia, spun nu odată, de două ori amin. Dar nu mă pune să spun amin la ce nu înțeleg. Aceasta este învățătura Bibliei, asta este Evanghelie. Aceasta nu este denominaționalism, ci este Evanghelie. Penultimul principiu, ba nu, ultimul, este târziu. Vorbirea în limbi este importantă. Apostolul Pavel spune lucrul acesta. Aduceți-vă aminte că am citit încheierea capitolului care spune nu împiedicați, nu descurajați. Vorbirea în limbi este importantă. Știți de ce? Oamenii sunt descurajați. Oamenii se simt vulnerabili, singuri. Problemele vieții, greutățile la care ne-am înjugat, poverile slujirii, dificultățile din existența umană, pun așa mare presiune pe noi încât nu mai avem resurse să mai mergem mai departe. Plângem în singurătatea noastră, căutăm soluții care nu există, ne batem capul, nu mai dormim noaptea, sunăm prieteni și spunem ce să fac și nimeni nu știe ce să spună. Ce să fac? Nimeni nu știe. Sunt descurajat, te cred fratele meu, dar sunt o mână de țărână, ce să-ți fac? Și atunci Scriptura spune, zidește-te singur. Cum? Există posibilitatea ta! Cum? Darul vorbirii în limbi, netălmăcit, are doar acest beneficiu. Te zidește pe tine însuți. De ce să umbli descurajat și amărât al nimănui? De ce să umbli pribeag plângând? De ce să fii un descurajat bătut ca o frunză care cade toamna din copac și purtată de vânt când ai un Dumnezeu puternic care a lăsat un dar special să fie al dumitale, după cum ai un doctor de familie, să fie al dumitale doar pentru zidire personală, ca să fii tare în Duhul, să fii puternic și să te bucuri de mântuirea lui Dumnezeu. Dar nu confunda problema aceasta privată venind la microfon și punând toată adunarea să te asculte fără să înțeleagă nimic, că aceasta nu-i cinstit și mie îmi spune că nu cunoști Scriptura. Mă rog în această dimineață, Dumnezeu, să creeze în inima noastră capacitatea și puterea să verificăm autenticitatea acestor cuvinte cu Scriptura, iar dacă sunt adevărate, chiar dacă pe undeva sunt mai greu de înghițit, să le înghițim nu că le-am spus eu, eu sunt egal cu zero. Să le înghițim pentru că le-a spus El și El este egal cu totul. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.